Eu vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a participa la această conferință de presă. Conferință organizată împreună cu excelența sa, domnul ambasador al Republicii Belarus în România, cu ocazia vizitei municipiului nostru. Îi mulțumesc de la început domnului ambasador pentru că în programul domniei sale și-a găsit timp pentru a reveni la Vaslui. De data aceasta, într-o vizită în special în municipiul nostru. În cele două zile care au fost alocate pentru această vizită, domnul ambasador a avut ocazia să ne cunoască mai bine și de comun acord am realizat un program. De vizită la două licee din municipiul nostru, Liceul Racoviță și Liceul Procopiu, la câteva obiective de interes pentru noi, Curtea Domnească, Parcul Copou, municipiul în general, Muzeul Județean Ștefan cel Mare. În aceste vizite sunt convins că a avut dialog cu reprezentanții acestor instituții. Și cred că împreună vom trasa câteva direcții de colaborare în continuare. Sigur că, fiind gazdă, îl las pe domnul ambasador să-și pună impresiile despre municipiul nostru și despre ceea ce dorește să facă împreună cu noi în continuare. Eu, mie revenind în sarcina de a-i mulțumi încă o dată pentru timpul alocat în această vizită. Dear Mr. Mayor, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor for me to visit your beautiful city. Este o mare plăcere și o onoare pentru mine să vizitez orașul dumneavoastră frumos. May I first of all express my sincere gratitude to Mr. Mayor for his kind invitation and for elaboration of a very interesting and fruitful program. Pentru început, aș vrea să mulțumesc domnului primar care m-a invitat aici și care a elaborat un program foarte interesant și cu rezultate foarte frumoase. We conducted a very interesting and thought-provoking meeting and discussions with Mr. Mayor concerning the widening of interregional relations. Am avut o discuție foarte productivă cu domnul primar, foarte interesantă, care ne-a dus spre diferite direcții de posibilă colaborare între municipiul nostru și orașe din Belarus. And on establishing twin city relations with one of the cities in Belarus. Pentru a stabili chiar înfrățiri cu orașe din Belarus. We discussed precise topics. Am discutat și subiecte foarte bine țintite. In different areas. În diferite zone de interes. And I would be pleased to assist in any possible ways to establish relations for your beautiful city with one of the Belarusian cities. Voi fi încântat să sprijin municipiul Vaslui în stabilirea de relații pe diferite direcții de interes cu orașul din Belarus. I have the pleasure to visit two schools in Vaslui. Am avut bucuria și plăcerea de a vizita două licee din municipiul Vaslui. I'm impressed with
system of education and with both teachers and children. Sunt impresionat atât de sistemul de educație, cât și de profesorii și elevii pe care i-am regăsit în cele două licee. And we discussed precise topics of establishing contacts and relations between your schools and Belarusian schools. Am discutat și am propus subiecte comune de interes pentru liceele din Bastui vizitate și licee omologe din Belarus pentru dezvoltarea de proiecte ulterioare. The relations might cover all the range of activities. Acest tip de relații poate să acopere toate domeniile de activitate ale liceelor vizitate. Exchange of experience. Schimb de experiențe. Joint projects. Proiecte comune. Participation in Olympiacos. Participări la olimpiade. Participation in sports and other activities, cultural activities. Competiții și activități culturale. And if such a cooperation starts, among other things, there will be opportunities to attract European money for fulfillment of several projects. Dacă începe o colaborare între municipiul Vaslui, licee, muzeu și orașe din Belarus, există și posibilitatea de atragere de fonduri europene pentru realizarea unor proiecte comune. System of education in Belarus is pretty similar to Romanian. Sistemul educației din Belarus este destul de asemănător celui din România. Belarus, like Romania, is famous in different areas. Ca și România, Belarus este recunoscut în diferite arii. For example, in IT. De exemplu, în informatică. Belarusian specialists invented Viber. Specialiștii din Belarus au inventat Viber. Wargaming, World of Tanks. World of Tanks, și noi știm. Mascara. Mascara, sunt programe, sunt platforme de jocuri. Romanian IT designers invented WhatsApp. Inventatorii români, informaticienii români au inventat WhatsApp, deci... We are very close, we are at the same level. Aproape, la același nivel. In natural sciences. Științe naturale. In chemistry, biology. Chimie, biologie. Medicine. Medicină. In culture. Cultura. So we have very good common things which will allow us to establish and to develop relations between our schools, between our colleges. Avem multe elemente comune care ne permit să stabilim și să dezvoltăm relații între școli, între licee. I visited the church in Vaslui. Era capului Sfântului Ioan Botezătorul din Vaslui. Belarus is an Orthodox country as well. Belarus like este și ea, ca și România, o țară ortodoxă. And we are trying to bring closer our religious, our orthodoxy. Încercăm să aducem mai aproape cele două ortodoxii. Relations between theological faculties of the universities. Relații dintre facultățile de teologie de la universități. Relations between churches, monasteries. Relații între mănăstiri, biserici. Pilgrimism or turism ecumenic. And we have already some relations. By the way, this year, Orthodox chorus from Suceava University participated in an international festival, Orthodox festival in Rovna, and your beautiful chorus was one of the winners. Anul acesta, corul ortodox din Suceava a participat la un festival internațional de coruri religioase în Grodno și Suceava a fost unul dintre câștigătorii acestui festival. Deci, până și la acest nivel se pot face schimburi cu Belarus. I visited your beautiful park and we discussed the opportunities of establishing relations with our National Botanic Garden. In Belarus. Și am discutat despre posibilitatea stabilirii de relații cu grădina botanică din Belarus. And to also attract some financement. De asemenea, de a atrage finanțare. But what is interesting is that we can jointly conduct some scientific research work. We can serve the interests of our people.
Ceea ce este benefic este faptul că împreună specialiștii de la Boscom și cei de la Grădina Botanică din Belarus pot face cercetări comune în interesul cetățenilor care să se regăsească apoi în, în grădini botanice, în parcuri. Today I have the pleasure to visit your beautiful museum. Astăzi am avut plăcerea de a vizita frumosul muzeu. And we had a very interesting discussion. Am avut conversație foarte interesantă. And we found some opportunities to establish contacts and relations with the museums between your beautiful museum, Ștefan cel Mare, and some museums in Belarus. Am identificat deja câteva elemente pe care le putem folosi pentru a stabili relații între muzeul din Vaslui și muzee din Belarus. I'm very grateful to Madam Director. Sunt recunoscător doamnei director. We discussed the opportunities to conduct research, archaeological work. Am discutat despre posibilitatea de a face cercetare, muncă arheologică. Exchange with exhibitions. Schimburi de expoziții. Some joint activities, participation in conferences and forums. Activități comune, participări la conferințe, forumuri. I can tell you that we have pretty good bilateral relations in educational and cultural area. Avem relații bilaterale foarte bune în zona educației și a culturii. For example, last year we jointly established relations between more than 20 Romanian museums and the same quantity of Belarusian museums. De exemplu, anul trecut am stabilit relații între 20 de muzee din România și în același un număr identic de muzee din Belarus. Quite a few agreements have already been signed. S-au semnat deja câteva parteneriate. For example, Bruckenthal Museum signed an agreement with a Belarusian museum. Muzeul Bruckenthal a semnat un parteneriat cu un muzeu din Belarus. National Historic Museum. Muzeul Național de Istorie. National Library of Romania. Biblioteca Națională a Romaniei. National Arts Museum of Romania. Muzeul Național de Artă al Romaniei. Și alte muzee. And I really wish to assist in establishing relations for your beautiful museum. Și vreau să sprijin și stabilirea de relații dintre muzeele din Belarus și muzeul din județul Vaslui. And I am impressed with the festivity which I witnessed and in which I had the pleasure to participate this morning. Și sunt foarte încântat de festivitatea de deschidere a festivalului și prima la care am avut ocazia să particip azi dimineață. It's really a big event. Este un mare eveniment. And all the children who participated will remember it for the whole of their lives. Toți copiii care au participat la eveniment cu siguranță și vor aminti pentru restul vieții lor. This is a very good initiative and a very good project by Vaslui Municipality. Este o inițiativă foarte bună și un proiect foarte bun pentru municipalitatea Vasluian. During my visit we had also some discussions on widening cooperation in tourism. În timpul vizitei am discutat și despre posibilitatea lărgirii cooperării în turism. So all the range of bilateral cooperation were covered. Astfel încât au fost acoperite cam toată gama de domenii de colaborare. May I once again express my sincere gratitude to Mr. Mayor. Încă o dată îi mulțumesc sincer domnului primar. For his good attitude. Establishing relations with Belarus. Pentru atitudinea pozitivă în ceea ce privește posibilitatea stabilirii de relații cu Republica Belarus. And may I use this opportunity to express my sincere gratitude to the team of municipality who participated very actively and very fruitful in during this visit. Thank you so much. Și echipa primăriei Vaslui care a participat activ și a făcut ca vizita să fie una fructuoasă. Thank you. Thank you too. Mulțumim domnule ambasador. Și vreau să le spun colegilor că am făcut un pas important în aceste două zile. În colaborarea viitoare. În sensul că
La propunerile dumneavoastră de înfrățire vom da răspuns afirmativ. Pentru că eu consider că din acel moment calea proiectului comune poate fi deschisă. Domeniile, așa cum spuneați și dumneavoastră, de colaborare vor fi în învățământ, cultură, sport, dezvoltare, turism și sigur și alte oportunități pe care le vom descoperi cu cei cu care vom veni în contact. Dumneavoastră, în vizitele pe care le-ați făcut la Vaslui, sunteți un ambasador al Republicii Belarus. Și pentru munca pe care ați depus-o, nu am decât să vă mulțumesc din nou. Dar participarea dumneavoastră nu se încheie aici, și va fi continuată până când noi și orașul sau orașele din Belarus care vor veni în parteneriat cu noi, nu ne vom nu vom semna documentul și vom porni la drum. Pentru că ați devenit un prieten al nostru prin vizitele pe care le-ați făcut. Și pentru că în continuare aveți o misiune și mai grea. O să vă ofer cheia orașului Vaslui. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. May I also use this opportunity to express my very strong impression about your city. Vă folosi această oportunitate pentru a vă împărtăși o impresie foarte puternică legată de oraș. It's very nice. It's very green. It's very clean. E foarte plăcut, e verde, e foarte curat. People are very nice, very polite. Oamenii sunt foarte politicoși, foarte plăcuți. And they smile, that means that they like their city. Faptul că zâmbesc înseamnă că le place orașul lor. And may I wish all the best, all the further prosperity to your beautiful city, to Mr. Mayor and his team. To your citizens, and of course I will do my best to assist in strengthening relations with Belarus. Vă doresc toate cele bune dumneavoastră, primarului, echipei și locuitorilor din municipiu și voi face tot ce pot ca să sprijin înfrățirea și strângerea relațiilor dintre cele două țări. Mulțumim frumos și spun colegilor că da, trebuie să ne mândrim cu orașul nostru, pentru că din ce în ce mai mulți vizitatori avem, din ce în ce mai multe acțiuni avem, care sunt în desfășurare sau urmează în municipiul nostru și care apreciază ospitalitatea noastră, apreciază pregătirea evenimentelor și, nu în ultimul rând, ceea ce văd ca și comunitate. Astăzi și mâine avem în municipiul nostru, deci, după cum știți, reprezentanți din Ucraina, din Republica Moldova, din Ungaria, din Bulgaria, iată, din Belarus. Ce poate fi mai frumos decât acest lucru, dacă stăm și ne gândim că nu departe, în urmă, cu câțiva ani, parcă era ceva în domeniul fantasticului să vină atâta lume la noi.
și sunt convins să cunoașteți că în continuare avem o serie întreagă de manifestări. Am propus domnului ambasador și cred că vom avea o formație la 1 decembrie din Republica Belarus, pentru că vom sărbători centenarul. De asemenea, anul viitor vine Hora din Străbuni. Anul ăsta avem festivalul Tănașă, care este în pregătire, în finalul septembrie, octombrie, și dar 2019 va fi Hora din Străbuni, cu acea multitudine de țări care vor veni la noi. Și sper ca Belarusul să se alăture formațiilor care vor veni. Da, este și bine. Vasluiul nu cred că mai trebuie să mai facem precizarea, dar totuși o fac. Și a căpătat locul. Acolo o explicare îl merită. Dacă nu cu puțin timp urmă ne întreba unii Vasluiu, ci cu el, când mă întâlnesc oriunde, cu respectul cuvenit, primesc felicitări pe care eu le-am spus foarte clar că le transmit tuturor basurienilor și tuturor la cei cu care muncesc și facem lucrurile astea frumoase. E un lucru minunat, e un lucru pentru noi, pentru ceea ce suntem și pentru această parte de... Mi-am făcut dușman pe o parte din primar, cu ghilimelele de rigoare, tot apare pe buzele Vasluiu, și tot mă întreabă, dar ce faci tu acolo din tot lumea, tot pomenește. Nu am făcut nimic deosebit, o normalitate, o viață mereu în mișcare, o viață activă, în toate domeniile. Și în domeniul investițiilor, și în domeniul învățământului, și în domeniul sportului, și în domeniul culturii, și chiar în domeniul social. Spunea domnul ambasador de grădina botanică. Știți că municipalitatea are un proiect cu grădina botanică, da? Știți că după lupte seculare, care au durat câțiva ani, unii am reușit și săptămâna viitoare se va concretiza preluarea unității militare. Da? Acolo vom pregăti un colț pentru asemenea obiectiv. Dar este un proiect amplu, un proiect pe care eu îl voi contura și îl voi supune dezbaterii publice tuturor vasluienilor, a ceea ce gândesc, a ceea ce doresc să fac acolo. Și sigur, colaborarea și cu grădina botanică din Belarus, și cu cea din Galați, cu cea din Iași, cu cea din Cluj-Napoca, va fi de bun augur, pentru că ne înscrim într-o altă etapă și într-o altă zonă. S-a discutat despre potențiale parteneriate sau cooperări la nivel economic între firme din Vaslui și societăți din Belarus? S-a discutat și acum, dar și la vizita anterioară a domnului ambasador, care a fost cu Camera de Comerț, cu un președinte Consiliul Județean, și pe această temă, împreună cu președintele Consiliului Județean și cu alți membri din așa, vom face o vizită efectivă în Belarus, pentru câteva elemente punctuale la invitația domnului ambasador și a unor regiuni, Organizarea administrativă teritorială. Da. Ne-a făcut invitația să vedem și efectiv să. Sigur că am văzut în presă astăzi că preiau autobuze din Rus și o să ne plimbăm până așa. Ar fi un mare lucru să fac acest lucru, să se întâmple de fapt acest lucru, dar avem un impediment. Belarusul deocamdată nu este țară membru UE și s-ar putea să nu putem realiza acest lucru, da?
Dacă îndepărtăm acest impediment, n-ar fi nimic deosebit ca Vaslui să aibă. Dar Vaslui, prin programul operațional AXA4, va avea autobuze electrice în următoarea perioadă, pentru că e un program care se află în derulare și pentru care marți sunt din nou invitat la doamna premier, la minister, voi fi marți la București, pentru analiza stadiului proiectului și analiza a ceea ce am gândit. Așa că... Vorba de 27 de milioane. Cele 27 de milioane, deci marți este întâlnirii cu doamna prim-ministru și cu ministrul fondurilor europene, pe cele municipii reședință de județ, pe fiecare etapă, stadiu de întocmirea proiectelor și de accesare fondurilor, pentru că suntem sub... Și în acel proiect știți că avem autobuze electrice, pentru că viitorul va fi al autobuzelor electrice. Fiind semnatarii acordului de la Paris, și poate nu numai aceasta fiind cauza, dar chiar dacă nu semnăm acordul, reducerea noxelor, dioxidul de carbon și a vehiculelor cu combustibil convențional se va pune tot mai accentuat în perioada urmă. Și acum în ce stadiu sunteți cu proiectele astea? Dar fișele, parcă pe rast, pe nu, cum? Suntem pe licitații la întocmirea studiului de fezabilitate. Este licitația aplicată pe SEA pentru studiul de fezabilitate. Sperăm ca până la finele anului, de fapt astea sunt etapele, până la finele anului să fie încheiate întopite SF-urile și încheiate contracte de finanțare pe... ca anul viitor să se treacă la documentațiile tehnice și licitațiile propriu-zise pentru lucrări. 2019. Urmează domnul primar să construiesc un bazin de nuot la Vaslui. Deci, sigur că avem câteva obiective propuse. Avem acel bazin și acea zonă de sport pe care ne-o dorim să fie transformată și care să corespundă normelor de siguranță, de cerci, igienă, siguranță, tot ce se desfășoară acolo. Am răspuns tuturor și în această perioadă foarte multă lume mă întreabă, iarăși nu dau drumul la ștrand. Da, nu pot să dau drumul la ștrand. Unii consideră explicația mea ca neavenită și așa, unii cred că mă joc cu vorbele. Nu mă joc cu vorbele, spun că nu se poate pentru că n-am găsit firma, personalul corespunzător care să-și asume responsabilitatea realizării unei baze și unui proces care se desfășoare în condițiile legii. Acest lucru se datorează faptului că adâncimea apei este foarte mare și nu au vizibilitate, iar sub 3 metri niciun salvamar, niciun om nu-și asumă această responsabilitate. Sigur că au fost întrebări de ce nu micșorez volum. Micșorarea volumului presupune că aglomerația mare din bazin produce stricarea calității apei și neîndeplinirea parametrilor de calitate. Deci sunt foarte multe chestiuni pe care le-am luat în acest lucru cu bazin, această idee de bazin n-a venit de acum, a venit cu 3 ani în urmă. Cu 3 ani în urmă am făcut la Compania Națională de Investiții solicitarea pentru un bazin de nod. Au fost liste și liste. Am introdus pe lista companiei acest bazin de nod. Bazinul de not se află, deci, pe lista Companiei Naționale de Investiții. Este tipul și modelul celui de la Focșani, cu două bazine, unul pentru copii și unul pentru adulți, cu toate cele necesare și cu zonă de șezlonguri în exterior. Un complex, de fapt. În momentul când discutăm, aflându-se pe listă, readuce în actualitate proiectul. Deci, pentru că fiind un proiect tip, a fost realizat cu mulți ani în urmă. Între timp, aduce costurile și tot ce este la timpul actual. Acest lucru, eu sper să se termine
până cel târziu în august, când noi discutăm, iar septembrie sau octombrie să înceapă procedurile pentru licitații și pentru acest bazin. Sigur că preocuparea mea este pentru acest bazin și săptămânal, țin legătura cu compania, cu Ministerul Dezvoltării Regionale, cu cei care urmăresc și realizarea acestui obiectiv. Acum, sigur că depinde și de insistența noastră și de programul pe care îl au, am toate comisiunile care se vor realiza. Dar care e locația? Unde? Locația este pe actualul ștrand. Deci acolo va fi, pentru că actualul ștrand și actuala zonă va fi bazinul nostru. Avem terenul necesar, posibilitatea, acces, parcare, sunt condițiile îndeplinite. De fapt, am transmis adresă, am transmis teren la companie, am transmis toate cele necesare pentru amplasarea în teren a obiectivului. Dar, pe lângă acest lucru, avem și locuințele de serviciu din zona industrială, cele 20, care suntem în perioada întocmirii studiului de fezabilitate, și a 40 de ANL-uri, tot în zonă, locuințe care vor închide frontul la stradă vis-a-vis de Vasconstruct, între Racova și Izolatoare, unde a fost aproape de gunoi, va închide. Întrebările vin de prisos. De ce acolo și în altă parte? Acolo pentru că troleul se va dezvolta pe zona CET-ului, pe zona respectivă, mergând spre CFS, și va veni strada supralărgită, va veni iluminat, va veni și atunci închide frumos frontul la stradă cu posibilitatea acestor oameni să se conecteze cu transportul comun. Și să rupe și zona aia care nu dă bine. Da, sigur că pe lângă aceste obiective care vi le-am spus, suntem acum în această perioadă, ați văzut, în plină campanie și e normal de lucrări. Am pornit bazarul. Timid. Fac prezența acolo și dau mâna cu șoferul și șantierul fiecare dimineață. Sigur, el cu problemele lui, eu cu omeni. Dar sunt prezent acolo și îl scoate. Lucrăm pe celelalte cartiere. Miercuri voi semna contractul cu ski parcul pentru copii. A fost licitații, pentru că toți copiii ăștia, rolele mă întreabă. Cu rolele, avem proiectul ăla cu rolele, unde vor fi și vor arunca. Și unde va fi? În fața sălii sportului de la liceul sportiv, jos, lângă terenul în spate. În fața teatrului de bară, pe suprafața aia de teren, acolo va fi tot felul de jocuri pe și semnez contractul. Deci, sala de sport de la liceul sportiv, la teatrul de bară jos, este o suprafață de teren. Între terenul viitorului, unde aruncă ciocanul și așa, și versantul de la Teatrul de Bani este o suprafață de teren. Așa, care trebuie iasă acum. Sala de sport de acolo. Contractul de execuție nu se duce? Miercuri semnesc contractul de execuție, da. Nu s-a terminat. Termen de? Un an și jumătate, parmis. Nu, cu scuze de rigoare, că, da, cred că un an și jumătate. Și la trajetare, la anul trebuie să fie... Oricum, pornești și va fi odată început, trebuie să-l termine. Da. Sigur că... Sunt celelalte lucrări. Am acoperișul la cele două licee, acoperișul la Racoviță și acoperișul la școala 7. Acum închei și încep lucrările la el. Și nu în ultimul rând, vă spuneam, avem în pregătire proiectele la care am făcut referire și care le avem în atenția noastră. Din păcate, avem o mare problemă. Și nu numai aici, cred că a simțit-o lipsa forței de muncă. Și o spun cu toată seriozitatea. Am ridicat-o și la nivel central, o ridic și aici și o ridic de câte ori, pentru că am ajuns în condiții din care România are nevoie de forță de muncă. Repet, forță de muncă calificată în diferite domenii. N-am să mă refer la IT, n-am să mă refer la zona de comerț, n-am să mă refer la zona de turism sau la... Am să mă refer la zona strict care ne interesează, a realizării infrastructurii. Acolo unde avem nevoie de constructori, unde avem nevoie de oameni, din păcate ducem lipsă. Ducem lipsă de forță calificată
vedeți și dumneavoastră, îi vedeți cum lucrează, îi vedeți că sunt în incapacitate, în imposibilitatea de a realiza investițiile la timp. Asta rămâne în lupta noastră în continuare cu cei care câștigă, cu cei care vin și cu cei care încearcă să realizeze contractele pe care le au plecat. Ceea ce am aici au chestiuni pe care n-am să o înțeleg și poate și dumneavoastră ar trebui să faceți. Și noi mai mult și eu voi face. Am ascultat în ultima perioadă mesajele tinerilor care au discutat sau au expus public mesajul cu diferite ocazii. Vă dau două sau trei. Unu, absolvență, da? Acum am să încerc. Am mai avut câteva acțiuni. În mesajul marei majorități se exprimă acea nemulțumire a tinerilor și acea imposibilitate de a le oferi țara românească condiții pentru dezvoltare. Fără nicio reacție din partea nimănui, indiferent pe ce poziție. N-am condiții, o absolventă, dacă ați fost atent, eu chiar eram la un mesaj, vreau să mă duc să-i spună. N-am condiții să mă dezvolt în țara românească și sigur gândul meu este să plec. N-am, fără o reacție, oameni buni. Și le spuneam, dar ați încercat, ați gândul ăla, vi l-ați spus așa, cine v-a determinat să spuneți că trebuie să plec? Ați fost în facultate și nu v-ați putut dezvolta. Ați fost într-o activitate și v-a blocat cineva și nu v-ați putut desfășura. Sigur că sunt, dar țara asta românească, cine v-a schimbat? Nu noua generație care vine, nu cei care vor, nu ei vor trebui să schimbe ceva, noi ăștia din noi plecăm, ne retragem. Veniți din urmă. De ce nu facem lucrul ăsta și să spunem, nu, oameni buni, avem posibilitate și aici să ne dezvoltăm. Sigur, nu ca în exterior. Dar măcar pornesc cu gândul că trebuie să mă la facultate, că sunt medic, că sunt inginer, că sunt... Iată, eu am nevoie de inginer constructor. De unde să iau? Deși la facultate și am colegi și m-am întâlnit săptămâna trecută profesor la Iași, termină facultatea foarte mult, dar numai profesor. La nivelul de trai, nu neapărat la ce salariu sau cât consumi. Deci, dar ei trebuie să le spun mai bine cât în Uniunea Europeană și salariile sunt pe măsură. Nu, exact. Nu simplu, numai un indicator și spui, ăla îmi dă nivelul de trai sau nu știu și... La acel indicator concură mai mulți factori. Trebuie să analizăm toți factorii aici. Dacă are un nivel de salarizare, cât costă pâinea, cât costă chiria, cât e coșul zilnic, cât e rata de la bancă, cât e... Noi plângem că pleacă în sărănătate, dar nici nu mai putem merge cu salarii de minime pe economie. Aici e problema. La noi mergem pe salarii minime pe economie. De ce? Un inginer, de exemplu, câștigă în Anglia, nu știu, 2.000-3.000 de euro. Sigur. La noi, în România, câștigă bănesc undeva la 4-5.000 de euro. Da, este adevărat. Nu că n-ar putea munci în țară la noi. Este adevărat acest lucru. Asta zic eu, e părerea mea. Este adevărat acest lucru, dar trebuie să gândim și să acționăm și în ideea că toată lumea pleacă și vine din urmă. Și iată, o să vedeți în următorii 4-5 ani că se accentuează criza forței de muncă. Se va accentua, pentru că ei vor pleca și e normal. E normal acest lucru. Dar trebuie să, la un moment dat, să punem ceva în loc. Pentru că vom ajunge toți la o anumită vârstă că nu mai putem. Cine va lucra? Le spuneam, domnule, o să fie automatizare, dar 100% nu se poate. Tot va fi în mâna omului care se implică programul, care se urmărească realizarea programului sau, și tot va fi necesar. Deci nu va fi în totalitate și eliminat omul și totul să ne vină... Trebuie să pornim acest lucru și să le spunem oameni, copiilor, băi oameni, vă puteți dezvolta și aici. Sigur, poate mai grea o primă etapă, poate după aia. Dar uniți-vă și haideți să schimbați, că noi nu mai putem schimba. Noi încercăm, cei care suntem la anumită vârstă, să ținem un anumit standard. Schimbările majore, noi, societatea, să nu le mai aștepte de la mine. Că nu pot să mai fac o schimbări majore. Trebuie să vină cei care au 20-30 de ani de muncă în față, să adună bine cu idei, cu concepții, cu legislații, cu... Dacă ei gândul lor e la plecare, ce-am făcut?
Să mai reducă domnul patron profitul, să nu mai maximizeze. Okay. Nu știu, a fost această majorare pe buget a salariilor. Toți patronii se plâng că nu se poate. Perspectivă. Deci nu se poate. Nu se poate. Firmă, că doar știți foarte bine. Nu se poate firmă să nu depindă de o bancă, să nu aibă credit, să nu lezi. Aici e problema. Deci nu se poate. A venit la mine Banca Comercială într-un un aspect pe care eu îl cunoșteam. Zice, transmiteți cei care au contracte cu primăria că sunt primii la credite și într-un 24 de ore le dau pentru că le cesionez contractul care are cu autoritatea. Ăla este o garanție pentru mine că iau banii pentru că matale n-ai să dai faliment, așa. Și să vină urgent constructorul să... Pe câți constructori să-i spun eu, măi, du-te, ai contract cu mine, du-și e bani de acolo. Că zici, nu te băga dumitale în afacerea mea. Ori nu se poate dezvolta o firmă dacă nu rulează un credit, dacă nu își are o atenție spre zona respectivă, pentru că înseamnă că și-a făcut un plan de afaceri prin termen scurt, și-a făcut practic pentru buzunar și nu pentru dezvoltare, și zice, mai las, mai trag aici, mai trag acolo și îmi e suficient, trag. Ori dezvoltarea unei firme presupune un plan pe termen mediu, cel puțin mediu de afaceri. Presupune o finanțare, presupune un cash flow și așa mai departe. Acum depinde fiecare cum gândește și cum... Și nu în ultimul rând, și toată politica asta de majorarea roborului și a dobânzilor, e nebunit foarte mult. Toată lumea așa se binoclează, domnule, roborul se duce, explodează crete, cum să mai duc la bancă dacă toată lumea zice, băi, dar ia uite pe piața monetară sau. Sigur, sunt multe condiții. Contul fiscal, cum sunt modificat din cel puțin 200 de lei la început. Da, sunt zone în care, dar aici eu am să am o discuție și o să vedem, chiar cu nou început de an, să văd cum fac cu un fel. Cu toți să încercăm ca cei care vin, păi dacă din clasa 5-a, 6-a îi implementăm că el va pleca, că îi plecat mama și o să plece și el, că bunica, nu știu ce, oameni buni. Vă repet, să întreb, cine va rămâne aici? Cine va rămâne aici primele acolo? Fenomenul patronii. Cine va rămâne? Patronii. Nu știu, peste 20-30 de ani. Cine va fi? Cine va fi? Dar deja în sat, acum vorbim cu primarul, ulițe întregi pustii. Unde sunt? Am văzut și eu. Am trecut prin Harghit, am trecut prin Harghit, am fost la Odorhei Secuiesc, am fost acolo în mulți ani. Am văzut case la rând. Goale. A început fenomenul și la noi. Eu n-am avut ocazia să mă duc mult prin județ. A început și aici. Goale. Oameni buni. Deci ăia sunt plecați și nu știu, vor mai veni sau nu vor mai veni. Ăștia pe care noi încercăm să-i formăm acum, pleacă așa. În urmă. Aici nu la nivel local, este o strategie națională, puteriație. Nu puteți să faceți dumneavoastră aici. Sigur, nu, dar... Va trebui și noi și ceilalți să... Asta e treabă de securitate națională, deci noi în ce se atestă de spus, băi, rămânim, ce facem? Eu v-am spus, eu m-am îngrozit, ieri a fost o manifestare în popor, la fel, dacă ați fost acolo vreo patru fetițe de la, și de la Bărhață și e toate că nu avem dezvoltare, vom pleca gândul nostru. Mi-a plăcut vreo una de la Pușcă, a zis, eu, gândul meu este aici, și, pentru că, dar patru din șase, tot gândul de plecare. Plecăm cu toți. Plec și eu, plecăm cu dumneavoastră. Salarii mai mari, domnul primar. Comisiți patronii, asta e mai... Aia, așa, aici. Deci, dacă discutăm în afara, discută degeaba. Aici e marea problemă. Aici, fix. Adică se poate o firmă cu același profil în Vaslui să dea salariul minim pe economie și în Timiș să-i dea salariul două. Exact. Pe aceeași profil de activitate, pe aceeași piață. Din Cârnați, de ce vreți dumneavoastră? Cu același oraș. Dar plecarea și din Timiș și este aceeași ca și... Poate mai... Nu. Aia de șansă acolo să-ți liniștiți. Cam cum erau săbii. Bun, acum să fie, da. Să pleacă și de acolo. Mai departe, sunt niște pași de urmat. Sigur, eu am avut întrevederi cu antrenorul și cu asta, dar mergem mai departe și ne-am înscris în așa, dar numai că sunt niște pași. Deci în ediții va fi CSB-ul clar. Da. Păi nu. Te schimbați și acolo. Nu mai dați salarii, dar să fie formă. Exact. Dacă le dați salarii, trebuie să-l obiectiv, trebuie să-l experienții, ca să dați. Dați un salar acolo, trebuie să-l dați. Ceea ce pot să spun cu siguranță, că vor fi schimbări majore în ceea ce înseamnă sportul,
pe CSM. Clar. Și de personal, și de concepții, și de retribuire, și de tot. Pentru că banul public care va fi investit acolo trebuie să fie cu mare grijă, cu mare responsabilitate. Și restul vorbele sunt de prisos. Sunt un om responsabil și cu responsabilitate. Și nu mă voi îndoi nici că spune unul sau spune altul. Deci îmi face o chestiune corectă și cu responsabilitate. Că nu tremură pantalonii nici a mei, nici a nimănui, că vedeți că ăla se duce la mei sau nu se duce, că ăla vine la antrenament sau nu vine. Va trebui să respecte un program, va trebui să aibă o performanță, va trebui să aibă oameni responsabili și poate rest, și să spună și să poarte cu mândrie că ce se ce o basoie. Deci nu discutăm de altceva. Restul sunt povești. Restul sunt povești. Eu pe zona de sport m-am săturat de povești. Așa este. Clar. Deci nu spun mai mult, e bine așa.